Zilele caniculare din ultima perioadă au îndemnat tot mai mulți turiști aflați în stațiunile de pe Valea Prahovei să ia cu asalt cărările montane. Cei mai norocoși au avut parte pe lângă răcoarea mult râvnită și de un adevărat spectacol al caprelor negre. Turiștii ajunși la peste 1800 de metri altitudine au fotografiat și filmat, fără prea mare efort, animalele sălbatice chiar în mediul lor. Unii dintre aceștia spun că s-a meritat o asemenea drumeție, mai ales că au văzut pentru prima dată o capră neagră în realitate. Foarte frumoasă, adică e prima oară când am văzut-o, pentru că e și prima oară când duc pe munte aici, în partea aceasta. Timpul văd că ține cu noi, dar s-ar putea să înceapă puțin ploaia. Destul de tare, chiar este un traseu foarte greu. Rar întâlnim o capră, că nu prea vedem noi. Nu e prima dată când văd așa ceva. A fost frumoasă, în primul rând, e ceva unic în România aici. Și e domeniul ei aici, n-ai cum să o iei, nu poți să-i faci nimic, n-ai ce să zici, ai ce dragul ei, merge pe unde dorește, mănâncă tot ce dorește, n-ai ce să zici. E un animal foarte protejat, mai ales de lege, n-ai voie să rămână deloc. Și, în primul rând, e cel mai frumos animal pe care l-am mai văzut. Un bun cunoscător al zonei, dar și un împătimit al filmărilor pe munte, este Cristian, un localnic din Poiana Țapului. De câte ori are ocazia, acesta se înarmează cu aparatul foto sau camera video și pornește la vânătoare de peisaje, dar și de animale sălbatice. Pentru mine a început să fie o pasiune și un fel de vânătoare. Prima dată când le-am văzut, mi se păreau așa. Acum chiar îmi plac, chiar mă duc. Când am fiecare weekend liber, mă duc, îmi iau camera și mă duc pe munte. Prima vale, prima creastă, primul traseu pe care o văd o capră, sunt pe ea. Mă duc până aproape de ea, dacă e departe, mă las să bagi, mă filmez cu camera. Nu știu, îmi place mie foarte mult. Cameramanul amator spune că în această perioadă cele mai bune zone de observare a caprelor negre sunt pe porțiunea înaltă a jepilor mici și în apropierea vârfului Omu. Aici turiștii pot face fotografii sau filma fără prea mari probleme, cu condiția să nu facă gălăgie și să nu se apropie prea mult de exemplarele aflate la păscut. Deși ei observă, atâta timp cât se simt în siguranță, la oarecare distanță, caprele intră în rolul unor fotomodele și se lasă imortalizate de aparatele turiștilor. Cei care au însă de gând să vâneze caprele negre cu altceva decât cu aparatele foto sau camerele video, trebuie să se gândească de două ori înainte. Capra neagră este un animal protejat prin lege în țara noastră, braconierii riscând între 3 și 7 ani de închisoare sau o amendă de până la 25.000 de lei.